El mă dă cu sau gustos, geamă până pot laimă. Geamă până demec pot pișe, bașca ea ca da tarta. Geamă până atâm ea să jacmăs, poram bagăș la jacmăs, dualar ea să jacmăs, în gheșkenderuzke, analarăruzka, babalarăruzka, conuștar, vrecea de men, Bet pop konuşmuş. Kim isteyse namazda kılacak, Kur'an adım getirecek. Allah kabul eylesin. Şimdi de söz benim tutuyor. Belediye başkanı. Bună ziua, bine v-am sau bine ne-am regăsit. Deja este o tradiție, bineînțeles, după cum vedem, în fiecare an ne întâlnim și îmi face o mare plăcere. Mulțumesc, domnul deputat, vremea Sinecului, peste drumul Lăcaș de Cult, într-adevăr, vremea Sinecului, numai plouă. Și le mulțumim invitațiilor noștri, domnul deputat, Florus Creștin, deja și viitor deputat, spun eu, are toată decizia noastră, pentru că este alături de comunitatea noastră din Mangalia. Domnul subprefect, la fel, am zis că mare plăcere să vedeți în Mangalia, pentru că vine vedeți la Mangalia și sunt convins că îi face mare plăcere. Vă salut pe toți, prezent pe domnul profesor Perco, aici de față, chiar a fost și profesor și tot timpul mă și urechează chiar la pe bună dreptate, pentru că am deschis în sfârșit Galeria de Artă, trebuia deschisă și un lucru foarte bun. Domnul Taier, la mulți ani, că acum câteva zile, în urmă două zile, am zis frumoasa vârstă de 86 de ani. La mulți ani, luăm multă sănătate și vom fi alături de comunitate, așa cum am făcut-o până acum. Ne știm de peste 12 ani în poziția pe care o ocup prin sprijinul noastră și vă mulțumesc, dar mă știți de peste 50 de ani de când sunt în Mangalia, de când sunt, da, m-am format ca om în Mangalia, ne știm, ne cunoaștem, suntem alături unii de alții, vor rămâne uniți așa cum a fost până acum. Vă mulțumesc mult de tot! Affedersin, dua ilanda başlanalım. Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Evet. Bună ziua tuturor, bună ziua domnule primar, domnule deputat, domnule președinte al Comitetului Jamie Zmahan Sultan, dragi invitați, domnule profesor, mă bucur că sunteți alături de noi. Așa cum remarca și domnul primar, mai înainte, dacă aș avea oportunitatea să mă mut la Mangalia, aș face-o cu mare drag, deoarece aici întâlnim oameni deosebiți. Și nu o spun de acum, o spun din 1989, când am început facultatea. Am avut colegi din Mangalia și erau deosebiți încă de atunci. Ce mă bucură este faptul că fiecare an aici la Jamia Ismahan Sultan, atât comunitatea musulmană împreună cu comunitatea creștină petrec împreună. Sunt momente de bucurie, sunt momente mai puțin bucurați, să zic așa, dacă ne uităm la monumentele și vestigiile religioase care se află lângă noi, dar cu toate acestea demonstrăm că aici, în Dobrogea și în mod special la Mangalia, conviețuim fără probleme și ne ducem tradițiile mai departe. Întotdeauna instituția prefectului este alături de primăria municipiului Mangalia și de dumneavoastră la orice activitate pe care noastră o întreprindeți și mai ales, așa cum spuneam mai devreme la ședințele pe care am avut până acum, nu uitați că instituția prefectului este un instrument la îndemâna cetățeanului și a instituțiilor care poate să vă ajute să găsim soluții împreună. Încă o dată, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, așa cum a intrat în tradiție sărbătorirea Jamiei Ismahan Sultan, un edificiu foarte important
pentru toate comunitățile care conviețuiesc în armonie aici în Mangalia și în Dobrogea. Vă mulțumesc de tot și vă urez o zi minunată. Două, trei cuvinte să vorbesc și domnul deputat al nostru, cel mai bun prieten al meu. Îi dăm cuvântul lui domnul Gărăoane. Sunteți pe locul 2. Salam alaikum, Saifela Gemar, Sabol Tayravi. Bună ziua, domnule primar, domnule subprefect, domnul președinte al Comitetului Geamiei, domnilor imam, domnule profesor, stimați reprezentanți ai administrației locale, dragi prieteni, rude, cunoștințe vechi, așa cum s-a amintit mai devreme, într-adevăr, este o zi importantă, nu numai pentru a sărbători ziua Geamiei, ci și momentul în care să ne întâlnim cu toții, să nu neapărat Geamia reprezintă un lăcaș de cult și un loc unde oamenii vin să socializeze, să discute, să-și împărtășească bucuriile, dar și durerile. Iar astăzi este un moment în care ne împărtășim numai bucuriile și să marcăm acest eveniment deosebit de important pentru acest lăcaș de cult din România, pentru că este cel mai vechi lăcaș de cult din România. Și a marca un moment chiar frumos. Chiar făceam o glumă cu domnul primar. Vedeți că astăzi este o zi mohorâtă, ploioasă în Constanța, județul Constanța, dar aici, în sudul litoralului, chiar în acest lăcaș de cult, chiar a ieșit și soarele când a văzut că oamenii au fost bucurați și au venit ca să marcheze un moment important. Cel mai important pentru noi este acela de a fi uniți și de a ne înțelege unii pe alții. Nimeni nu este perfect. Cu toții trebuie să ne corectăm, să muncim pentru un singur țel, acela de a fi uniți și a ne gândi la lucrurile cele mai frumoase. Ați văzut ce se întâmplă la nivel mondial, iar în aceste momente, când ne spunea nouă bunicii, părinții, sănătate sau loc să fie pace, poate credeam că sunt vise sau povești, dar uitați că în apropiații noștri trăiesc aceste momente triste, iar pacea și sănătatea este pe primul loc. Eu mulțumesc și urez bunului meu prieten Tayravi, așa cum i-am spus de mult timp, la mulți ani, chiar dacă este cu întârziere, el mă înțelege, îi doresc sănătate, doresc sănătate tuturor celor care sunt aici și nu numai, tuturor apropiaților noștri. Încă o dată, la mulți ani, Allah a văzut să împutându-a la răză, mendem de bărdua, ca bărdua, Slaiman, cu numezghe. Dăm cuvântul domnului ăsta primar, era acest domn primar, lângă domnul Hogan. Stimați oaspeți, am să spun de la început că domnul primar iubește comunitatea musulmană din Mangalia. În fiecare an e prezent aici, așa au dedus. La sfârșit de august, uitați, a intrat în tradiție o parte din Enoria, invitații noștri să ne întâlnim aici. Noi, după rugăciunea de prânz, ne vom ruga pentru toți acei imam de sute de ani care s-au perindat la moscheia Mangalia, ne vom ruga pentru sufletul prințesei Esmaha Sultan. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Ne vom ruga ca țara noastră să fie ferită de războaie, să fie pace. Domnul Mufti m-a anunțat că o să vină, e foarte aproape la circulația. Da, sau bună să vedem apăchire Taitaman, Muftu Bey Joda, Epe Mezghe Kopsaulăk, Bărlăk, Aită, Hatpaita Erseferă, Bărlăk Tehoe Tămăzăr, Salamân Chetre, Ilena Maznachele Gec, Epe Năznăh Şahlai, Obe, Cop sau loc, e fămâți ghete, dă. Sau bună! Multă bună!
Bineînțeles, bineînțeles, chiar acum discutam cu colegii din primărie, în prima ședință de consiliu local, nu numai la geam, la toate lăcașele de culp din Mangalia. Primăria Mangalia, așa cum susține căldura sau furnizarea agentului termic la toate, inclusiv la geamie, partea de electricitate, pentru că nu s-a putut trage gazul încă, dar și apa și gunoiul vor fi, da, aceste cheltuieli vor fi susținute de către primăria și consiliul local Mangalia, primăria Mangalia. Da? Se întâmplă în zilele următoare, vom da hotărâre de consiliu local în acest sens. Bun. Mai tare, doar. Elif, vino aici, Elif. Nu, 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 nu